Deși se ceartă pe diferite teme, sediști și pnl fac scut în jurul drepturilor premierului Nicolae Ciucă. De această dată, ministrul muncii Marius Budăi apără cumulul pensiei cu salariul, drept de care șeful guvernului se bucură din plin să mai reducem din cheltuieli, dar nu chiar din toate. Acesta pare să fie sloganul îmbrățișat de guvern. Condiții în care lui Marius Budăi se pare perfect normal să nu fie interzis cumulul pensiei cu salariul. Nu cred că este potrivit să interzicem cumulul de salarii și pensii pentru cei care au ajuns la vârsta standard de pensionare. Și legea pensiilor, dar și Constituția spune că, după ce am atins vârsta standard de pensionare din sistemul public și cu un stagiu de cel puțin 35 de ani, care este stagiu complet, avem dreptul la pensie, este un drept constituțional. De asemenea, tot Constituția spune că avem dreptul să muncim, nu spune că doar la stat sau doar la privat, a declarat Ministrul Muncii. Și bineînțeles, îl apără și pe celebrul beneficiar al acestui cumul al pensiei cu salariul, nimeni altul decât Nicolae Ciucă, cel care adună o pensie specială de 18.000 de lei pe lună și un salariu de aproximativ 15.000 de lei. Dacă vorbim de acele pensionari de la 47-48, 58, 50 de ani. Trebuie o dezbatere acolo să vedem dacă își dorește să continue pe acest post, să putem găsi o bonificație suplimentară. Ați văzut aici cariera militară. Nu cred că ne putem închipui că cineva la 60 de ani va sta pe graniță cu arma în mână să ne apere și trebuie să fim foarte atenți când facem aceste declarații, să nu devenim populiști și eu nu vreau să vorbesc într-un mod în care neapărat să fiu simpatic. Vreau să prezint realitatea, a mai declarat Marius Budăi.